Salutare, domn profesor. Mă numesc Sorin, sunt nou dumneavoastră elev la Bombardier Academy. Te numești Sorin? Ești zero barat adevărat să moară familia. Poftim? Nu poftim, bă, că mi se face greață când au vorbe de astea. N-ai pic de vrăjeală, pic de dulceață. Trebuie să fac primii 3 ani cu tine în clasa 1 să mor eu, dacă nu. Nu, nu-i nevoie. Eu am fost golan la viața mea. Știu să mă jur, știu să înjur. Să moară familia mea. Moare familia, de ce e asta, bă? Eu un pic mai cu vână, mai bărbat. Să moară familia mea. Mai gros. Să moară familia mea. De ce? Oricum, cum să moară familia mea, nu se face primăvară, bă. Dar hai să zicem că te cred adevărat. Ia zi, ai mâncat ceva azi? Am mâncat dimineață, dar parcă mi-e un pic fomiță. Să moară familia mea. Auzi la el, fomiță. Asta, băi, tu n-ai antrenament nici cu foamea, mă, că ți-ești gurata. Dă-i drumul înapoi la muncă, că ești ca Anginca și nu ești tu de combinații, nebunule. Ai, Dipos, că plătesc, m-am săturat de muncă, sunt gata de combinații. Ai, Dipos, că plătesc. Gata, hai că m-ai convins, băiatul. Mergem întâi să mâncăm ceva. Ai țigări? Da, boss, am. Eu, ia. Uite-mă. Hai, desfuncă în ceva, băiat. Hai, ai tati, hai da. Gata, tati. Așa, băiatul lui tata, uite ce ți-a luat aici, ca să fie bine că ești ca copilul meu. Happy meal pentru tine, mâncați, ești curat, ca doar tine. Și tu ești ca un tată pe care mi l-am dorit întotdeauna. Un tată tare, mi l-am dorit întotdeauna.